Domnule primar, doamnă secretar, stimați consilieri, permiteți să începem ședința de comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, discuții pe baza proiectului, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Comisia Juridică, dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc. Clar, nu, unanimitatea a fost aprobată. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, dotare, extindere spații spitalizare, Spital Municipal de Urgență Moinești, municipiul Bacău, județul Bacău, și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia, poftiți vă rog, domnule. E un proiect de dotare a viitoarei clădiri ce se va construi prin Compania Națională de Investiții, acel bloc materno-infantil cu 5 etaje și heliport pe el. Ambele proiecte au trecut de Comisia Tehnică de la Compania Națională de Investiții. Astăzi aprobăm indicatorii tehnico-economici. Mâine le vom depune la personal. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe baza proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Și aprobată în unanimitate. Comisia Juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Pentru. Deci, în unanimitate am fost adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului pentru desfășurarea unei acțiuni de plantări cu Asociația Eco-Ansis București pe un teren situat în municipiul Moinești, strada Schelei numărul 2, județul Bacău. Acest lucru se va întâmpla mâine, începând cu ora 9:30, vă adresez și o invitație în curtea școlii, joi la 9:30, în curtea școlii numărul George Enescu. Vă adresez și o invitație, spunem, e vorba de o plantație a unei păduri urbane. Urmează ca acest parteneriat să-l continuăm și cu alte locații. Mulțumim mult. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Votat cu unanimitate. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD F-Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Votat cu unanimitate. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 160 din 13/10/2020, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul donarea elevilor din municipiul Moinești cu tablete școlare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în contextul pandemiei de COVID-19. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. După cum știți cu toți, acest proiect este finanțat prin fondul de mediu. Există contractul încheiat. Am modificat proiectul tehnic pentru că au intervenit câteva cheltuieli neeligibile legate de telegestiune, montarea la punctele tehnice a unor dispozitive pentru telegestiune, cât și includerea la trecerile de pietoni de pe drumul național de la Pecoracu până la Comănești, a unor lămpi și a unor panouri solare, în cazul în care se întrerupe lumina, să se aprindă automat acele lămpi. Mulțumim. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Votat până la votat. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă, abțineri. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 79 din 2404-2018, pentru aprobarea proiectelor și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică, clădire Vasile Alexandrin, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. O abținere, domnul secretarul nostru. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotriva. Abținere. O abținere. 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, identificat cu număr cadastral 65.637. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Supune proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate a fost adoptat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii unor imobile situate în extraordinarul municipiului Moinești, punct Sârchi, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A votat cu unanimitate. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Progresului numărul 44, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Da, vă rog. Vă rog. Așa cum am luat cunoștință din materialul ședință, care v-a fost transmis într-adevăr după ce v-a fost transmis celălalt material, această solicitare a Ministerului Public a avut cumva prin această solicitare a avut două intenții. Fie să cumpere, fie să încheie un contract de concesiune. Având în vedere ceea ce dumneavoastră au dorit, executiv a procedat odată la întocmirea raportului de evaluare cu evaluatorul autorizat. Și a doua oară la întocmirea documentației pe care v-am transmis-o dumneavoastră în vederea concesionării. Ulterior, această societate a transmis către noi, având în vedere faptul că fără titlu și a avut folosința terenului de la data dobândirii acelor clădiri, refuzând să încheie un contract de închiriere, a avut o altă solicitare pe care v-am transmis-o pe mail tuturor ieri și, de asemenea, v-am transmis și punctul de vedere întocmirii serviciului juridic și în speță de către secretar, exact așa cum a fost întocmit pentru a fi societății. În aceste condiții aș dori mai detaliat pe comisiile de specialitate să dezbatem această problemă, în sensul în care vom putea stabili cu avizul comisiilor ce se întâmplă cu această folosință a terenului neachitată de această societate într-o perioadă de la data dobândirii construcțiilor și până efectiv la această dată când s-au terminat o serie de litigii cu aceștia și avem aceste hotărâri judecătorești. Pe de altă parte, dacă este oportun acum să încheiem un contract de concesiune, care știm cu toții care o durată 25 de ani până la 50 de ani, până la 49 de ani, sau este, bineînțeles, în beneficiul municipiului Moinești și a Consiliului Local încheierea unui contract de închiriere pe o perioadă mai scurtă de timp, astfel încât, în paralel, să derulăm un litigiu în vederea recuperării acestor pretenții reprezentând dreptul de folosință al terenului. Acestea sunt variantele pe care eu le supun atenției dumneavoastră și o să le analizăm și în funcție de ceea ce decideți pe comisii de specialitate, consider eu că ar trebui în continuare de parcurs, în sensul retragerii de pe ordine de zi acestui proiect de hotărâre, în sensul promovării unui alt proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pe o durată limitată de timp, da, până la finalizarea, mă rog, recuperării acestui debit, fie efectiv răspuns la solicitare, așa cum a depus-o SCR București la sediul. Am inițiat acest proiect de hotărâre întrucât este adresat Consiliului Local. Această cerere și orice concesionare, vânzare este adresată Consiliului Local. Având în vedere că trebuie să luăm bani pe acea suprafață de teren, de aia și doamna secretară a amintit aici că e necesar încheierea unui contract de închiriere, cel puțin pe perioada cât ne vom judeca societatea respectivă, să vedem ce hotărăște instanța privind recuperarea debitului. Dumnealor au fost în proces cu noi până în decembrie de 2016. În decembrie s-a finalizat procesul. Dacă sunteți de acord, eu zic să retragem și să... Eu sunt inițiatorul, vă propun retragerea și să luați în calcul închirierea, așa cum vă spuneam, pe perioada până când se rezolvă litigiul. Domnule primar, și eu vreau să vă propun aceeași situație. Am studiat proiectul de hotărâre. Este vorba de o sumă de 365.561 lei care calculată între prejudiciu. Am văzut poziția SCR-ului Curici SRL care se opune total achitării acestei sume. Am văzut și adresa dumneavoastră care a fost oportună, zic eu, transparentața această sumă. Opinia mea este că, ținând cont că ei sunt reticenți în achitarea sumei, deși au beneficiat de exploatarea terenului pentru perioada 2016-2021, este mai bine să o închiriem pe o perioadă mică, iar în paralel eu nu văd altă soluție decât o hotărâre judecătorească, pentru că ei se opun total la achitării sumei. Exact. Da. Cu siguranță instanța va numi un expert care să analizeze asta. Da. De-aia eu o retrag de ordinea de zi și o să venim cu proiectul de hotărâre. Da. Mulțumim. Deci, proiectul numărul 12 a fost retras de pe ordinea de zi. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de concesionare a concesionarului Cristian Atanasie Nicolae de cumpărare a imobilului ce face parte obiectului contractului de concesiune numărul 5 din 2306-1997. Comisia de Urbanism, vă rog frumos. Da? Vă rog, doamnă. De asemenea, o solicitare privind cumpărarea unui imobil teren pe care această societate, care bursele lor a fost desfințată, iar bunurile societății au trecut în patrimoniul administratorului acestea, respectiv domnului Cristian Atanasie Nicolae. Acesta are un contract de închiriere, de concesiune cu noi. Pe suprafața pe care a avut edificată o anexă la spațiu comercial pe care dumneavoastră este proprietar. Conform contractului de concesiune, încheiat la acea dată, în 1997, una din clauze prevede că bunurile edificate pe terenul aparținând domeniului public al statului sau unităților administrativ-teritoriale, la finalul contractului de concesiune, trec în proprietatea acestora. De asemenea, au fost discuții privind această clauză. Clauza este în vigoare, contractul se derulează în continuare. Solicitantul, într-un final, a ajuns la concluzia că, indiferent cum, acest bun edificat cu autorizație de construire va intra în proprietatea și în patrimoniul municipiului Moinești, drept pentru care, fiind constrâns de obținerea unui împrumut bancar, are nevoie ca să dovedească proprietatea și asupra acestei suprafețe de teren de 22.000 de metri pătrați. Această clădire edificată fiind având un perete comun cu clădirea proprietate inițială și deci neputând face obiectul unei dezmembrări sau unei apartamentări, are acest impediment acum. Dumnealui și-a dat acceptul ca magazia aceasta edificată pe terenul UAT municipiului Moinești poate să fie evaluată de noi și să fie cumpărată, deși dumnealui este proprietar, având în vedere clauza din contractul de construcțiune, care prevede că la finalul contractului toate bunurile revin în patrimoniul municipiului Moinești. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, vă rog, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abținere? O abținere. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, merge. Comisia juridică, întrebări, discuții? Dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotriva? 1 împotriva. Abțineri? Și o abținere. Deci sunt 3 pentru, un vot împotrivă și o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat, situată în municipiul Moinești, strada Libertății, bloc A8, apartament 3. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vot afirmativ. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotriva, abțineri. În unanimitate a fost adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a unui sprijin material consistând în tichete sociale pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente beneficiarilor legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare ale căror venituri sunt insuficiente persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care nu realizează venituri și veteranilor de război și a regulamentului de acordare. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Politică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotriva, abțineri. În unanimitate a fost adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Juridică, întrebați, discuții. Poftiți, domnul consilier. Propun retragerea de pe ordinea de zi acestui proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Moinești. Sunt foarte multe motive pe care o să le detaliez în plen, pentru că vreau să mă asigur că ceea ce se scrie și în procesul verbal. Ceea ce a propus Comisia Specială este o inerție juridică, îmi cer scuze pentru afirmație. Este contrar total cu prevederile 1057/2019 privind codul administrativ. Comisia Specială trebuia să studieze OG 57/2019, se vadă că sunt anumite prevederi acolo care ne spune că trebuie să reglementate prin rog și nu s-a făcut acest lucru. Și vă dau numai un simplu exemplu. La articolul 126, alineat 2, litera B, spune că președintele Comisiei convoacă ședința Comisiei de specialitate cu 3 zile înainte, conform procedurii prevăzute în rog. Mă așteptam la Comisia Specială să stabilească care este procedura de convocare a Comisiei de Specialitate de către președintele de Comisie. Dacă nu mă credeți, studiați, vă rog, articolul 126, alineat 2, litera B. În același timp, articolul 28 din modelul orientativ trimis de Ministerul Dezvoltării și Administrației ne explică foarte clar că prin hotărâre de Consiliul Local trebuie să stabilim niște aspecte prin rog. Acea prevedere, articolul 28, este stipulată în acest proiect al Comisiei Speciale, dar nu s-a întâmplat nimic. Sunt foarte multe de spus, o să le detaliez în plin. Vă mulțumesc. Alte intervenții? Dacă nu, supunem la vot proiectul ordinii de zi în forma în care a fost inițiată. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Deci un vot împotrivă, 4 sunt pentru și vot abține nu. Supunem la vot și propunerea domnului consilier de a se retrage de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Abțineri. Deci, înseamnă că 3 voturi sunt împotrivă, o abținere și dumneavoastră? Pentru retragere. Pentru retragere. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UATM, Municipiul Moinești și Federația Galurilor Urbane în vederea derulării proiectului, capacitarea membrilor ONG-urilor pentru implicarea activă în luarea deciziilor la nivel local. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică? Întrebări? Discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține cineva? Votați cu unanimitate. Comisia Politică? Întrebări? Discuții? Supunem proiectul la pentru vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotriva? Abține? Mulțumesc. Ședința de comisie la sfârșit. Urmează ședința de plen. Cu pauze. Continuăm cu derularea ședinței de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința ordinară în data de 30 martie 2021 s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 234/2021, cu respectarea prevederilor articolului 133 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent în număr de 17 consilieri în sala de ședință. Domnul consilier Pascalini este conectat online, lipsind motivat un singur consilier. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, pentru aprobarea procesului verbal întocmit la ședința Consiliului Local de luna trecută, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului acestuia. Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 24 februarie 2021. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Cu abținere, procesul verbal al ședinței ordinare din 24 februarie a fost adoptat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi propusă de executiv pentru ședința ordinară de astăzi. Vă mulțumesc. Vreau să încep prin a propune spre aprobare proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare și suplimentarea ce urmează a fi desfășurată astăzi. Dacă sunt alte discuții pe marginea formei, Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a ședinței ordinare și ordinea de zi suplimentară a fost adoptată cu unanimitatea consilierilor prezenți și cu o abținere. Vă mulțumesc. Voi da citire primului punct de pe ordinea de zi a ședinței ordinare și anume proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020. Vă rog raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, dotare, extindere, spații, spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Municipiul Moinești, Județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului pentru desfășurarea unei acțiuni de plantări cu Asociația Eco-Ansis București pe un teren situat în municipiul Moinești, strada Schierei, numărul 2, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD F-Grid S.A. unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul Dârlea nu participă la vot. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 160 din 13/10/2020 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea elevilor din Municipiul Moinești cu tablete școlare pentru desfășurarea în bune condiții activităților didactice în contextul pandemiei de COVID-19. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public statal în municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 79 din 24/4/2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică, clădire, strada Vasile Alexandrin, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu majoritatea consilierilor și cu două abțineri. Ce scuze, eu am votat abținere. Ce scuze, am fost abținere. Cu 3 abțineri. Da. 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, identificat cu număr cadastral 65.637. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se abține cineva? 2 abțineri. Proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc. Punctul numărul 12 a fost retrat de pe ordinea de zi. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii concesionarului Cristea Atanasie Nicolae de cumpărarea imobilului ce face obiectul contractului de concesiune numărul 5 din 23/6/1997. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și abțineri? Sunt 4 abțineri, 1 vot împotrivă, iar proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat situat în municipiul Moinești, Stradul Libertății, bloc A8, apartament 3. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a unui sprijin material constând în tichete sociale pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente beneficiarilor legii numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, ale căror venituri sunt insuficiente persoanelor având peste 60 de ani care nu realizează venituri și veteranilor de război și a regulamentului de acordare. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Proiectul de hotărâre este prevăzut că cuantumul ajutorului social și celelalte detalii le stabilește Consiliul Local și nu am văzut ce propune. Care este suma? Am făcut, este, dacă îmi permiteți, este referat de pus cu menținerea sumei de 100 de lei. În proiectul de hotărâre este menționat că, virgulă, Consiliul Local stabilește suma și celelalte detalii. Trebuia să precizați în conținutul proiectului de hotărâre. Dar nu e nimic, că putem vota așa. Nu este nicio problemă. Aceasta este forma care a stat în transparență decizională, statuia a fost demarată de Curtea Constituțională și urma să decidem astăzi care este suma în funcție de prevederile bugetare. Având în vedere că nici bugetul nu este aprobat, că nu avem aprobat pentru buget. Da, rămâne la valoarea de 100 de lei de persoană. Da. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Și o abținere. Întrebări și una împotrivă. Și una împotrivă. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Stimați colegi, vă rog ca ceea ce vă spun eu să nu o interpretați ca o știu eu, interpelare politică. Eu nu am niciun interes politic. Dar ca jurist cu experiență de 30 de ani în domeniul juridic, nu pot să votez ceea ce dumneavoastră ați propus și o să mă justific și vă rog să mă înțelegeți că tot ceea ce spun este bazat pe lege și m-am interesat și la alte consilii locale și chiar în Constituție și așa mai departe. Un prim aspect. Domnul viceprimar, eu vreau să vă spun dumneavoastră că am văzut tonul din procesul verbal al Comisiei Speciale, care nu mi-a plăcut, dar luând în considerare că sunteți prea tânăr și poate nu aveți experiența necesară, o să trec cu vederea modul de abordare a discuțiilor dumneavoastră, în sensul că ați afirmat că se fac amendamente de dragul de a se face, fără să existe documentare, după care ați mai spus că aceste comisii, aceste domenii de activitate care eu am propus să fie arondate la comisii, sunt așa, ca să fie o chestie mai buncoasă. Eu o să vă demonstrez juridic că nu aveți dreptate. Și mergem mai departe. V-am propus dumneavoastră că noi nu putem să ținem ședința pe comisii și să votăm anumite proiecte de hotărâre pe anumite domenii de activitate, dacă acele domenii de activitate nu sunt arătate la Comisia Specială. La Comisia de Specialitate. Pentru că articolul 125 litera din Codul Administrativ prevede, citez, Comisia de Specialitate dezbate și avizează proiecte de hotărâre din domeniul său de activitate. Stimați colegi, dacă dumneavoastră mă obligați pe mine să avizez un proiect de hotărâre din domeniul urbanismului, eu încarc atribuțiunile mele de serviciu prevăzute de Codul Administrativ. Pentru că prima atribuțiune este prevăzută la 125 litera A, avizează și dezbate proiecte de hotărâre din domeniul de activitate al comisiei respective. Și vă dau un exemplu concret. V-am spus, siguranța cetățeanului și ordinea publică. La ce comisie este alunată? Dumneavoastră a spus că poate fi asimilat o comisie juridică. Sub nicio formă. Cineva mi-a zis că, domnule, pe ordine publică există o comisie specială. Total greșit. Comisia specială are alte atribuții. În momentul în care în Consiliul Local va veni un proiect de hotărâre în care noi să luăm o hotărâre cu privire la ordinea publică, trebuie dezbătut în Comisia de Specialitate, nu în Comisia Specială. Și atunci acel domeniu de activitate, dacă nu este arondat la o comisie specială, eu votez împotriva articolului 125 litera. Și atunci îmi încalc atribuțiile de serviciu. Și încălcarea atribuțiilor de serviciu, stimați colegi, este infracțiune. Mergem mai departe. Deci eu vă propun să completăm domeniile acelea de activitate, să le completăm la comisiile de specialitate, pentru că altfel încălcăm legea. Ați văzut dumneavoastră, s-a dezbătut bugetul de stat în Parlamentul României. Ați văzut dumneavoastră ca bugetul de stat să fie dezbătut în comisii reunite, cum facem noi? Nu, s-a dezbătut în Comisia de Buget Finanțe, în Comisia de Specialitate. Ceea ce facem noi aici, îmi cer scuze pentru ceea ce vă spun, este un matineu la plen. Este ilegal. Noi facem ședință de comisie reunită, care conform codului administrativ nu le poate convoca decât Consiliul Local și în anumite condiții. Iar convocarea Comisiei de Specialitate trebuie făcută de către președintele Comisiei de Specialitate, conform procedurii pe care noi trebuie să o reglementăm în ROF, ceea ce Comisia de Specialitate nu a făcut acest lucru. Noi, în prezent, suntem convocați la ședința pe comisii prin mesaj de către doamna Chiriac sau prin e-mail de către doamna secretar general. Ori trebuie să fim convocați de către președintele Comisiei, pentru că președintele Comisiei trebuie să-și asigure responsabilitatea pentru funcția pe care o are. Deci, comisiile reunite, ceea ce facem noi, vă spun de la început, nu este legal. Dacă o să vedeți, și l-am la mine, modelul de ROF orientativ pe care l-a înaintat Ministerul Dezvoltării și Administrației, acolo se preciza foarte clar că se stabilește proiectele de hotărâre ce cad în responsabilitatea fiecărei comisii de specialitate. Dumneavoastră, executivul ați ras acea prevedere din modelul orientativ și ați trecut o singură frază. Proiectele de hotărâre vor fi trimise la toate comisiile de specialitate. Total ilegal. Eu am și o soluție pentru acest lucru. Adică, stabilim ce domenii de activitate soluționează, dezbate și dă aviz fiecare comisie de specialitate, după care putem introduce o frază care să sune cam așa. Pentru buna funcționare a Consiliului Local, unul sau mai multe proiecte de hotărâre pot fi trimise la toate comisiile. Singura comisie care are acoperire pentru toate proiectele de hotărâre este Comisia Juridică. Pentru că Comisia Juridică analizează proiectele de hotărâre din punct de vedere juridic. Dar să-mi spuneți dumneavoastră ce acoperire are Comisia de Urbanism când dezbate și dă aviz pe un proiect de agricultură. Nu încalcă articolul 125 litera, îl încalcă foarte clar. Sunt foarte multe aspecte de discutat aici și eu mi-am notat 10 file. Dar să trecem la următoarea propunere a dumneavoastră. Să motivăm abținerile și voturile împotrivă. Dom'le, îmi cer scuze, dar o asemenea inepție eu n-am mai întâlnit în cariera de jurist. Libertatea votului este garantată. Este garantată de Constituția României. În codul administrativ spune așa: consilierul local votează conform propriei conștiințe și voințe. Deci nu mă puteți dumneavoastră condiționa pe mine să vă motivez votul meu. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, votul secret cum poate fi motivat? Votul electronic cum poate fi motivat? În ce lege ați mai văzut dumneavoastră că se motivează votul? Sau unde ați mai văzut dumneavoastră? Noi suntem în Parlamentul Municipiului Moinești, da? Unde ați mai văzut dumneavoastră în Parlamentul României sau în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Camerei Deputaților sau al Senatului? La ce consiliu local ați mai văzut dumneavoastră în țara asta că se motivează votul? Nu există așa ceva. Libertatea de opinie este garantată de Constituția României. Deci eu am dreptul să nu am aceeași opinie cu dumneavoastră. Motivat de niște prevederi legale, da? Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră trebuie să mă condiționați pe mine. Bine, eu vă motivez că votez împotrivă sau mă abțin. Dar ca principiu ne facem de râs în țara asta. Dacă ajunge acest proces verbal, stimate domnule viceprimar, la presă sau la televiziune, râde lumea de noi. Cu aceste prevederi care dumneavoastră le-ați consemnat acolo. Bine, nici nu a scris că ați luat o hotărâre. A scris că sunteți de acord cu această propunere. Cu cine ați fi fost de acord, nu știu. Deci, nu putem sub nicio formă să introducem și această prevedere. Mergem mai departe. Amendamentele se depun cu 24 de ore înainte la secretarul general. Deci, domnule, eu vă spun că, totuși, legiuitorul, când a legiferat Consiliul Local și comisiile de specialitate, le-au gândit la niște platforme democratice unde inițiatorul proiectului nu le știe pe toate. Vine cu proiectul de hotărâre, aici se dezbat, sunt oameni de specialitate, ca să iasă ce este mai bun pentru cetățean. Cum să ne condiționați dumneavoastră să vă depunem amendamente cu 24 de ore înainte, când articolul 38, alineat 12, din Codul Administrativ spune așa: proiectele de hotărâre intră în dezbatere generală și pe articole, consilierii locali și inițiatorii proiectelor putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele vor fi supuse votului Consiliului Local în ordinea formulărilor. Deci prevederea este expresă. Nu lasă la latitudinea președintului de ședință dacă se supună la vot sau nu. Și atunci dumneavoastră ce faceți cu această impunere cu 24 de ore înainte? Modificați legea printr-un regulament de organizare și funcționare? Total ilegal. O lege nu poate fi modificată decât printr-o altă lege cu rang egal sau superioară. Dar ce facem noi? Deci noi primim proiectele de hotărâre, trimitem amendamente cu 24 de ore înainte, atunci le stăm acasă, să votăm electronic și am terminat. Și atunci legiuitorul degeaba a legiferat Consiliul Local și Comisiile de Specialitate. Și vă mai întreb pe dumneavoastră, două proiecte de hotărâre le-am primit aseară la ora 17 și 15. Spuneți-mi când formulez amendamentele cu 24 de ore înainte. Da, stimați colegi, putem formula și cu 24 de ore înainte, dar vă spun eu cum. Pentru că tot în proiectul de ROF spune așa, că până la data începerii dezbaterilor în plen, președinții comisiilor de specialitate trebuie să predea la secretarul general niște situații. O situație se referă prima dată procesul verbal redactat și înregistrat. A doua situație este situația amendamentelor propuse în comisiile de specialitate. Și a treia este lista votului consultativ dat pentru fiecare proiect de hotărâre în parte. Da, dacă vom respecta ca ședințele pe comisiile de specialitate să le ținem cu cel puțin 24 de ore înainte de plen, putem cu 24 de ore înainte să predăm secretarului general amendamentele formulate în comisie. Dar sub nicio formă nu puteți condiționa celelalte amendamente care sunt prevăzute în lege ca noi să le formulăm în plen. Ultima a spus că, bine, sunt mai multe, dar eu vreau să rezum ca să nu plictisesc asistența. Ultima, că propunerile pentru votul secret la comisii de specialitate, licitații și așa mai departe, să se facă de către grupurile de consilieri. Este singura legală, dar nu necesară, pentru că e prevăzut în lege lucrul ăsta. Și eu vă spun acest lucru de la prima ședință de Consiliul Local. Și toate 139 așa se spune clar că votul pe persoană este întotdeauna vot secret. Și gândiți-vă că de abia acum intrăm noi în legalitate, dar tot ce s-a votat în spate, proiecte de hotărâre de genul acesta, sunt nule de drept. Pentru că nu s-a respectat procedura și nu au fost votate legal. Eu doar v-am spus un rezumat din ceea ce mi-am notat. Dacă doriți, bine, și vă argumentez și mai mult. În schimb, dacă votăm acest regulament de organizare și funcționare, nu avem ce face cu el. Eu personal nu am o problemă, pentru că eu respect legea, nu regulamentul. Dacă nu respecti regulamentul, este o sancțiune disciplinară. Dar nu este nici sancțiune disciplinară dacă regulamentul este contrar legii. Și atunci eu între lege și regulamentul respecta legea, dar ne facem de râs dacă votăm regulamentul în această formă. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc, domnule consilier. Se vede clar că dumneavoastră ați încercat un atac direct către mine, că doar... nu v-am întrerupt. Nu compăr, nu compăr. Doar de viceprimar ați menționat. Nu viceprimarul a făcut și a adus anotări regulamentul de organizare, ci Comisia Specială pentru Întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționarea Consiliului Local. Vă reamintesc că în data de 8/2 regulamentul a fost trimis într-o formă pentru propuneri și discuții, au fost anumite anotări, iar în data la ședință s-a constituit Comisia Specială, în data de 3/3/2021, Comisia s-a întrunit pentru a aduce anotări regulamentului și schimbări. Au fost anunțați toți consilierii și am precizat și în ședința de Consiliu că pot participa absolut toți consilierii la discuții, deoarece noi trebuie să conlucrăm în scopul de a construi ceva calitativ. În data de 16/3/2021 a fost o întâlnire chiar în această sală pe comisii, prin care s-a adoptat forma regulamentului de organizare și funcționare. Înțeleg, unii consilieri nu au putut să ajungă, dar puteau să trimită prin căile electronice, prin mail, prin telefon, amendamente și discuții pe baza regulamentului. Vă reamintesc că regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local este un regulament care se adaptează, aliniat conform legii și ordinului ministru, se adaptează specificului fiecărei localități în parte. Apropo de amendamentul, dacă pot să-l numesc așa, legat de comisiile de specialitate, nu viceprimarul, ci întreaga comisie specială pentru întocmire a deliberat că toate punctele expuse de dumneavoastră în mail sunt acoperitoare pe comisiile deja existente. Da. Da, domnul consilier. Doar două cuvinte. Dacă dumneavoastră vă simțiți avizat, îmi cer scuze. Din conținutul procesului verbal se vede că dumneavoastră ați condus ședința. Dar înțelegeți odată, prima greșeală care ați făcut-o, dar eu nu am nicio problemă în sensul ăsta, este că ați tratat politic desemnarea Comisiei de Specialitate, cum ați tratat și la Comisia de Ordine Publică, și ați considerat că nu trebuie să juriști cu experiență la domeniul locului. Și nu m-ați introdus în comisie, nu este nicio problemă. Am vrut să vin eu la comisie să vă acord sprijinul necesar, dar am mai fost la o comisie, la Comisia de Specialitate, Comisia Juridică, și după ce ne-am spus punctul de vedere și vă rog să mă înțelegeți că totul este lege ce spun, n-am niciun interes, am primit răspuns, se supune la vot. Majoritatea a votat altfel. Cum de altfel văd că intenționați să votați și rog, domnule, ne facem de râs. Înțelegeți odată că trebuie să ne întâlnim și să facem un rog util pentru Consiliul Local Moinești și care să nu reprezinte o inerție juridică. Deci ce este acolo este inerție juridică. Citiți, vă rog, articolul 28 care ne spune că înainte de a întocmi ROF-ul, articolul 28 din ROF-ul dumneavoastră, și care spune că înainte de a întocmi ROF-ul trebuie să fie emisă o hotărâre de Consiliul Local prin care să stabilim ce aspecte le reglementăm prin ROF. Și dumneavoastră ați lăsat această prevedere în articolul 28. În modelul dumneavoastră pe care îl supuneți votului astăzi, aveți cuprinse prevederile dumneavoastră cu amendamentele, dar în același timp aveți cuprinsă și prevederea din lege, care putem face amendamente în plen. Și vă contraziceți în același rog, domnule. Eu vă cer să ne întâlnim și să scoatem un regulament cum trebuie. Dacă nu, nu, eu aplic legea, nu altceva. Cum considerați dumneavoastră? A fost convocată întâlnirea pentru discuții pe margine. Din februarie până acum, tot a fost timp. Evident, tratați politic. Nu e tratat deloc politic. E total politic. Da, da, politic. Tratat profesional, amânați votul dumneavoastră și facem un regulament ca unul. Nu e în interesul meu, este interesul Consiliului Local. Interesul da, domnul consilier. Eu vă mulțumesc, domnul comandant, că sigur este un om foarte, foarte pregătit, că știm cu toții. A adus în Moinești, cum să vă spun, ordine și așa mai departe. Și eu personal îi mulțumesc. Însul pentru că era acele găști de, care nu făcea bine deloc municipiul Moinești. Eu i-am făcut o sesizare privată. Eu m-am zis de singur care trebuie să faci acest lucru. Și a doua zi a trecut la dreapta. Este un lucru extraordinar. Acum eu pun o întrebare, nu neapărat domnului Marginea sau colegul nostru consilier. Tuturor. Ce ne facem noi într-o comună, sau dacă găsim soluții, într-o comună montană, unde avem, cum să vă spun, fruntea satului este morarul, preotul, medicul care vine o dată la 2 săptămâni, probabil, sau cum poate el, mai întâmplarul, cum sunt eu, și alți meșteri care sunt, au primit avizul Consiliului Local să fie consilier local. Nu sunt de specialitate. Noi avem noroc în municipiul Moinești că avem oameni pregătiți pe domeniul juridic și economic, cum este domnul comandant. Nu știu dacă avem la urbanism pe cineva, chiar cu studii de urbanism, noi în Consiliul Local. Nu cred. Eu nu am niciuna. Nici economică, nici așa, dar sunt totuși, fac parte din Comisia de Urbanism. Eu mă simt confortabil aici, pentru că am studiat legea 50 pentru construcții și nu numai, pentru că am avut nevoie de ea. Și de aceea nu dau niciun răspuns până nu mă interesez de aproape la un inginer de profil. Eu zic că, totuși, ca să scoatem odată și odată treburile astea din discuții, putem să avem sau să invităm la acele comisii care spuneți cineva de specialitate să ne pună la punct să evităm orice derapaj în sensul ăsta. Pentru că chiar sunt niște discuții, probabil utile, știu eu, dar trebuie dată și dată să fie discuția și să fie o armonie între noi, vreau că este și postul mare acum și chiar aș vrea să fie bine pentru toată lumea. Eu atât am avut de spus. De ce facem? Trebuie să găsim soluția. Asta este. Da, domnul consilier, mulțumesc și referitor la persoanele avizate și de specialitate, pentru aceia sunt invitați la ședințele de Consiliul Local și aparatul de specialitate al primarului. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu mai sunt, vreau să supun... Da, domnule. Fac o întrebare? Da. Legat de ce a zis domnul consilier, cât de urgent ar fi sau ce implicații ar fi dacă s-ar amâna votul? Strict în următoarea perioadă apropiată, ce am avea noi ca și prejudiciu dacă am mai analizat încă o dată acest document? A fost amânat odată, s-a constituit, mă repet, comisia specială, s-au făcut discuții, s-au anunțat discuțiile când vor avea loc. Deci nu văd oportună o nouă amânare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Am să supun la vot propunerea domnului consilier de retragere, chiar dacă nu a trecut prin... supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului în forma inițială, inițiată de Comisia Specială. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. 3 abțineri, un vot împotrivă. Supun la vot acum propunerea domnului consilier de retragere de pe ordinea de zi a acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mă abțin. Da. Proiectul a fost adoptat cu majoritatea voturilor consilierilor Consiliului Local. Voi trece acum la ordinea de zi suplimentară și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT, Municipiul Moinești și Federația Galurilor Urbane în vederea derulării proiectului, capacitarea membrilor ONG-uri pentru implicare activă în luarea deciziilor la nivel local. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Revenim la ordinea de zi și anume la punctul 17, diverse. Dacă e... Da, domnule. Eu pot informa că, începând cu ședința următoare, ședințele vor avea loc probabil la Clubul Lira, Sala Media, unde va fi amenajată o masă de ședințe. Veți fi dotați fiecare consilier cu o tabletă și va fi și un ecran cu proiector în acea sală, este deja și va fi folosit la fiecare ședință de Consiliu. Ne vom așeza pe comisii și atunci vom avea o altfel de derulare a ședinței, iar colegii mei din aparatul propriu al primarului, vor fi în sală pe scaunele de lângă. Dacă credeți că puteți îmbunătăți cu ceva, vă aștept cu propunere. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt și alte subiecte la punctul diverse, dacă nu, ordinea de zi a fost desfășurată, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. O zi bună.